A fost scandal la școala postliceală sanitară din Drobeta, Turnul Severin. Două angajate ale unității de învățământ s-au agresat fizic. Ambele au depus plângere. Că de la brățară mi-a rămas semnul cum m-a prins cu mâna. Este... E ruptă, practic. Da, e îndoită. E... Da? Este destul de groasă. Nu este cum era ea, făcută la milimetru. Da? Și de la brățară m-a rămas semnul. Da, da, de la brățară, cum a strâns de mână. Și v-a prins și de braț sau... Da, da, de braț, că am, aseară când am făcut baia asta, am zis, o să-i spun domnul doctor, am bunătaia pe mâna stângă. Scandalul a izbucnit între contabilul unității, care a și apelat 112, și directorul școlii. Mărul discordiei este legat de anumite disfuncționalități în activitatea școlii. Femeile se acuză reciproc că s-ar fi lovit și că nu și-ar fi îndeplinit atribuțiile de serviciu. Mai mult, ambele au depus plângere una împotriva celeilalte. Când m-am întors în birou, doamna director mi-a luat laptopul, s-a aflat în posesia laptopului, am rugat-o să semnase laptopul pe birou. Am intenționat să filmez cu telefonul mobil, moment în care m-a prins de mână și m-a împins în dulap. Pur și simplu m-am rânciit, m-am dezechilibrat și apoi m-am ridicat și am rugat-o insistent din nou să-mi lase pe birou. Nu a vrut, nu a vrut. Sunt de mult tensiunile astea? Din 18 aprilie de când a venit, dânsa vrea cu tot neanisul să mă dea afară, să-mi facă contractul de muncă. M-a sunat, mi-am dat seama, mi-a răsărit inima, mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva. Era foarte disperată, să zic așa. Cristi, vino repede că uite ce mi s-a întâmplat. M-au agresat, vrea să-mi ia laptopul. Am zis, sună la 112. Ce să... Vă dați seama că în momentul ăla am fugit repede, am intrat în mașină și am ajuns la locul evenimentelor. Doamna directoare n-avea nici cea mai mică problemă, din contră, voia să mă scoată afară. Directorul școlii spune că lucrurile au stat fix invers. A fost o agresiune din partea ei la adresa mea, în ideea în care mi-a pus mâna în gât și m-a împins în dulapul din spatele meu, unde m-am lovit la spate. Motivele care au dus-o pe doamna la această situație n-aș putea să le explic eu, dar ca și prezentarea asupra ceea ce se întâmplă la nivelul unității este că doamna a mai fost sancționată de-a lungul timpului, inclusiv de fosta conducere, o sancțiune disciplinară aplicată în urma unui conflict pe care dumneavoastră l-a avut cu un cadru didactic al școlii. Referitor la acele echipamente IT, ele au fost solicitate doamnei contabil deoarece dânsa a refuzat să semneze că le ia în gestiune pentru școlar, iar dumnea ei permanent lipsește de la serviciu, plecând cu acele echipamente IT la dânsa acasă, în special cu laptopul, pe care are instalate programele de contabilitate, iar în luna decembrie m-a pus în imposibilitatea de a plăti utilitățile unității, deoarece a absentat două zile la rând, având asupra dumnea ei programul de contabilitate instalat pe laptopul unității. S-au împins reciproc în dulap. Doamna director susține că și în fața, să vezi rapiditatea operațiilor, nu le țin minte chiar așa. Doamna director susține și avea și pe față roșiață, semne de agresiune. Cine a fi început? Cine s-a împrinut prima dată? Cine a dat prima dată? Da, director s-a deplasat să ia laptopul. Doamna contabilă s-a opus pentru a lua doamna director laptopul. Și de aici a început. Restul nu s-a lovit de la distanță, nu s-au împins reciproc. Acum a fost deschisă o anchetă în acest caz, iar situația va fi analizată cu maximă atenție. Inspectoratul școlar va constitui o comisie. Am înțeles din spațiul public că la școala postlicială sanitară s-ar fi petrecut un incident. Nu avem foarte multe detalii, nu există sesizare scrisă în acest sens depusă la Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți, dar pentru că există informații în spațiul public, ar fi fost o altercație, mai mult ca sigur, Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți va decide înființarea unei comisii de verificare. Poliția Municipiului Drobeta, Turnul Severin a fost sesizată de către o femeie în vârstă de 42 de ani cu privire la faptul că aceasta a fost împinsă de către o altă femeie de 43 de ani. Numărul verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că în urma unui conflict spontan, cele două femei s-au împins reciproc, iar femeia de 42 de ani a solicitat transportul la unitate medicală. În acest caz a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiuni de loviri sau alte violențe. Urmează acum ca în funcție de rezultatul anchetei să fie luate măsurile legale.